Bună dimineața! Bună dimineața, Cătălin, și mulțumesc că... Noi mulțumim! Invitație. Te-am luat de la antrenamente, de la ceva? Nu, astăzi mi-am luat liber, special pentru a veni aici. Înțeles. Am muncit și sâmbătă și duminică, am făcut antrenamente, deci azi este zi de relax. Mai e ceva până la sfârșitul anului? Da, avem programat Cupa Mondială. De fapt, acum o numesc Qualifier for World Championships. S-a schimbat denumirea, dar tot Cupa Mondială în Abu Dhabi pe 20 decembrie. Oh, deci Crăciunul îl face acolo. În slip. În slip. Da. Bănuiesc că niște dotări n-are rost să vorbim, n-au? Sau cum arată pe acolo? Că noi cei care... În Abu Dhabi acolo vor monta. Da. Nu se sare de pe stâncă. Vor monta o schelă până la 27 metri cu fiecare platformă. Ca România, adică montezi o schelă. Da, și... exact. Începem cu începuturile tale. Cum ai ajuns sigur. La... Dacă avem timp, da. Da, gata, am dat drum. Cum ai ajuns la... Păi eu fac sport de peste 25 de ani. Ai un sfert de secol. Sărituri în apă am început în 97. Dar înainte ce a fost? Am făcut în Novru, un an jumate, plus că de la 5 ani tata m-a dus la sport. Făceam în casă, da, fiecare duminică mergeam la atletism. Pe sporturi de apă, din prima, nu? Nu. Sporturi de apă a încercat tata să mă... Neața tata. A încercat tata tu n-ai vrut? Să ne învețe să notăm, eu împreună cu surorile mele. Până la urmă ne-a dus la un antrenor să învățăm. Și după aia chiar intram în primul an școlar. Frică de apă? Nu. Și era un antrenor care a recrutat copii de 7 ani sau până în 7 ani pentru clasa sportivă de not. Și am început la școala sportivă. Deci notul ăla tradițional. Și, da, în not. Printre care după antrenamente ne mai ducea la bazin de sărituri care l-am avut aici la București. Și l-am făcut în 53 sau cât era. Și m-a văzut antrenorul, primul meu antrenor de sărituri în apă, Chirciu Adrian, și a spus că am nevoie de acest băiat. La câți anișori se întâmplă asta? Păi aveam 8 ani. Cam tu săreai deja la 8 ani în bazinul ăla? Nu, notam. Ne ducea antrenorul de not să ne bălăcim și aruncam de pe acolo, de pe la 5 metri. Stai un pic, voi vă bălăceați la 6-7 anișori în ăla de 6 metri sau cât de adâncime? Da. Bine, fiecare unde avea curaj. Eu mă duceam pe unde mă lăsa. Poți să urc acolo. Da. Erai baterie de mic? Da, eram. La 5 ani eram plin de mușchi. Făceam cu tata pregătire fizică în casă, ne ducea pe și el a fost sportiv. Făceam. Deci adică nu prin casă, nu abuzam de... Da, făceam mișcare. Și deja când m-a văzut... Stăpâni, adică... Da, aveam energie de mic. Și când m-a văzut antrenorul de sărituri în apă, a văzut un fizic pentru sărituri în apă și... A întrebat dacă nu mi-l dai cumva mie, a întrebat antrenorul de not. Și îți vorbește cu taicăsul dacă el vrea. Și a zis, tata, le faci pe amândouă dacă vrei. Că lui nu plăcea la not. Și am făcut cam jumătate de ani. Zici că erai... Nu, îi plăcea notul, pentru că... Nu, frică ție la sărituri? Nu. Nu ți s-a părut mic bazinul ăla când ai urcat acolo la 10 metri? Nu, nu. Chiar e foarte mare. Nu, mi s-a părut că se îngustează așa, se face ca... Mi-ai zis că ai fost la emisiune. Hai să nu mai aducem aminte, da? Eu neștiință not. Adică mi se părea că... Dar acum ai învățat să noți. Nu? Și cine te scotea? Am așa neșit din apă, eu. Am sărit cu din aia, cu... A, cu cola? Știi, cu bureți. Cu bureți, dai seama să cazi în apă și... Vezi, curaj și mai mare. Da, nu, nebunie, nu curaj. Da. Da, Cătălin mi-a dat 4. Că a zis, mă, voință și astea, am înțeles, te punctează alții, dar eu la cum a intrat în apă mai mult... Încă n-am trecut clasa nici acum, de 7 ani de zile. Bun. În bazinul ăla vechi și celebru. Da. Da? Care pe vremea... Acolo am început, săriturile în apă și... Da. La vârsta aia, adică eu tot întreb, e o vârstă bună pentru, uite, cum e gimnastica. Se începe de la o vârstă fragedă, 6 ani, 7 ani. Unii mai târziu, uite, cum am început eu săritura în apă la 8 ani. A fost relativ târziu pentru sportul târziu, meu. Târziu, da? Da, târziu. Dar nu, mie mi-a plăcut. Eram, mai ales vara, aveam strandul tineretului, unde eram toată ziua acolo. De dimineața până seara... Antrenamente, bălăceală, ne suiam ca nații, ca popor românii, aveam o istorie în sportul acesta? Da, am avut. Da, calificat la olimpiadă, cred că cel mai bun loc nou a fost la olimpiadă.
campion european de junior, campion mondial de juniori. Deci nu se poate spune că eram nici sus, eram, da, dar tu ai avut... aveam Sibiu, Bacău, Cluj, Oradea, adică erau multe orașe. Aveam, cum sună. Da, acum a rămas 3 orașe care participă la naționale, dar foarte puțin. Adică... În București mai există ceva în momentul ăsta, dacă nu ne gândim cluburi, la tineretului... Cluburi, da. Și pot sări de acolo? Nu. Nu, adică cluburi participă la naționale. Steaua București, Olimpia București, Triumf, astea 3. Da. Dar nu ne antrenăm la București. Ne antrenăm la București, dar în tradiționala sală. Am înțeles, da, să nu... Da, nu, adică toată lumea se antrenează acum, în momentul de față, la Bacău. Da. Dar pe vremea când a început, tu era cu idol sau cum era? Adică noi voiam tot, da, tuturor, le zic, să fii Lăcătuș, Maradona sau așa. Da. Cine voiai tu să fii sau cum? Când am început era Gabriel Cherecheș, român, care a participat la 3 olimpiade. Pentru noi era, adică, idolul. El era în România Maradona, și internațional era Greg Luganis, care e legenda sportului. Da. Și acum este directorul competițiilor Red Bull Cliff Diving, unde pe particip, bune, da. Da. Și suntem foarte buni prieteni. Era să te întreb dacă l-ai cunoscut. Da, e un om super și da. Și ai apucat să-i zici vreodată? Da, cum să nu, vorbesc tot timpul cu el, că da, eu... Ne întâlnim la fiecare, știe, îți dai seama, dar nu sunt singurul, toți de acolo. Bă, nene, noi... Simt la fel, da, adică e... Mamă, Greg Luganis este... Deci, directorul sportiv la competițiile... Senzațional, pe care îl vedeam numai la televizor pe vremea și... Păi și eu când l-am văzut prima dată, îți dai seama că... Dar băiatul ăsta dă picioare în cap tot timpul, mecanicul, nu? Jason Statham. A, da, n-a Jason Statham, a fost și el sărător în apă, am pus că a participat și la Olimpiadă. Da, e pe la Barcelona undeva, pe imaginele. Cred că la Barcelona, da, în 92. 92, da. Dar bine, nivelul era mai slăbuț, dar bun. Și după avea trupul ăla, da, după aia s-a reorientat spre... Puțin păr. Avea păr. Da. Da, și după aia s-a reorientat. Să știi că mulți săritori în apă, chiar și în ziua de azi, sau colegii noștri de la Red Bull Cliff Diving, sunt în paralel și stuntmen. Adică avem un coleg din America care stă în LA și a lucrat cu mine în Cirque du Soleil. Eu am lucrat o perioadă în Cirque du Soleil. Și face stunts pentru Hollywood, adică Avengers, adică filme mari. Bun asta. Da, adică suntem aproape, știi ce facem noi cu... Știi? Uite, aici sunt... câți metri sunt aici? 27, 28, nu pot să mă undeva pe acolo. Deci nu există decât de la... Bun, și oamenii, ca să înțelegem sistemul, oamenii aceia dau note, este juriu? Da, avem 5... Pentru acuratețe, pentru... 5 arbitri, ei dau note în funcție de execuție, adică nu de dificultate. Poți să ai o săritură mai slabă, mai ușoară și poți să iei 10 pe linie, dau un exemplu, executată... dar cineva face o săritură mai dificilă și ia 8-8-50, de exemplu, și face mai multe puncte ca tine. Da. Adică depinde și de... Stai că de ne lipsește o bucățică din CV-ul tău. Deci ai început cu săriturile normale, să zicem, da. Exact, tradiționale. Acum ai sărituri în apă. Sărituri în apă. Și sărituri de la mari înălțimi. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine. Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro.